ciuda viscolului și al trăinelor, a reușit să ajungă la mine coletul de la Ladies, comanda Ladies din luna aprilie. Aceasta este cutia în care avem produsele de la Ladies comandate în această lună. Nu este o comandă mare, sunt puține produse, mai multe le-am avut pe comandă și am comandat și eu câteva pentru că sunt foarte multe noutăți apărute la Ladies pe site. Haideți să deschidem cutia ca să vedeți și voi ce se află în acest colet. După cum spuneam, foarte multe noutăți la Ladies pe site, nu în catalog. În următorul catalog probabil vor apărea noutățile care acum se găsesc deja pe site și am luat și eu ceva dintre noutăți. Am să dau cutia puțin mai așa ca să pot scoate produsele și să vi le pot arăta pentru că este cutia mare. Aici avem facturica care o dăm deoparte. Avem ambalajul de protecție care tot așa o dăm deoparte. Avem o folie de plastic. Așa este ea în interior, nu sunt multe produse. Dar cred că am să iau eu cutia în brațe, ca să nu vă zgâlței. Am să o pun aici într-o parte. Da, și începem. Acesta este cadoul. Este pentru față. Am impresia că sunt benzi epilatoare, Instant Hair Removal. Cred că sunt faciale. Cred că sunt benzi epilatoare. Ia să vedem dacă sunt benzi epilatoare, chiar nu m-am nimerit aici pentru că eu fug de durere și nu cred că le voi folosi. Mă voi uita pe site mai bine, așa arată ele. Să vedem, poate scrie. Avem și ulei de argan, dar aici mi-arată pe picioare. Nu am avut niciodată acest set, de asta nu știu, trebuie să-l examinez cum trebuie pe site, să văd aici înăuntru. Eu am crezut că este o cremă după epilat, dar nu, se simte ceva tare, probabil acestea, dar acestea sunt aici. Nu știu, mă voi documenta și voi vedea cum se folosesc, dar nu cred că le voi folosi. Nu le mai desfac în continuare. Avem aici un prospect, deci sunt, ele nu cred că sunt noi pe site, dar sunt noi pentru mine, pentru că eu nu folosesc benzi. Ia să vedem aici franceză. Poate voi știți ce sunt astea, de asta cred că nu vă voi ține. Avem și în română, ia să vedem puțin. Benzi depilatoare cu ceară rece. Da, sunt niște benzi depilatoare, voi citi și sunt pentru față. Voi citi despre ele și voi vedea dacă le voi desface și le voi folosi. Pentru că dacă nu le voi folosi, voi vedea ce scrie, le voi da mai departe la altcineva și nu vreau să le desfac. Nu prea folosesc eu benzi, eu crema de epilat o folosesc pe față, cremă deci, care este fără durere, voi vedea. Deci acesta este cadoul.
Îl voi pune aici. Am două cutii de plasturi cu vitamina C. Ei sunt pe comandă. Așa se prezintă cutiile. În celelalte videoclipuri am prezentat acești plasturi cu vitamina C, deci nu-i voi desface, mai ales că sunt pe comandă, nu voi umbla la ei. Două cutii am. Sunt plasturi de pus sub ochi, 60 de bucăți într-o cutie. Cine nu-i știe, poate urmări videoclipurile anterioare cu unboxing-uri ladies și vor vedea cum arată acești plasturi cu vitamina C depus pentru ochii cu cearcăne, ochii obosiți. Mai am două parfumuri de la Aristea Diamond Your Way, care știți că a fost preferatul meu în ultima perioadă. Aceste două parfumuri sunt pe comandă, de asemenea nu le voi desface. Oricum, puteți vedea și acest parfum într-o mulțime de clipuri anterioare. Apoi am un șampon din acesta Blonde Time Silver Shampoo. Este un șampon nuanțator care este folosit pentru femeile cu părul blond pentru a aduce la aceeași nuanță argintie părul, pentru că unele au părul un pic mai blond prin unele locuri, pe alocuri este mai roșcat și pentru a-l nuanța în aceeași nuanță argintie folosesc acest șampon pentru a forma un argintiu frumos al părului. Și după acest șampon se mai poate folosi și balsamul Leganța în aceeași nuanță și am înțeles că ține o perioadă bună de timp. Deci este foarte bun, nu este prima dată când am comandă la acest șampon nuanțator. El este numărul 4. Coloring Shampoo for Blonde and Gray Hair. Pentru părul blond și argintiu. Adică nuanțează culoarea părului, ați prins ideea, cred. Cine nu-l cunoaște? Cine îl cunoaște știe despre ce este vorba. După cum spuneam, și acestea au fost pe comandă. De acum urmează produsele care le-am cumpărat eu din produsele noi apărute. Și m-am bucurat tare mult când am văzut că au apărut pe site la Ladies bazele acestea de pioape, pentru că până acum n-au avut Ladies bază de pioape. Știți că eu am cumpărat din DME înainte de a apărea pe site la Ladies și bineînțeles am luat și unul de la Ladies pentru a-l încerca și a-l vedea cum este. Așa este el, este într-o singură nuanță din gama Isabelle Dupont Prime and Hold, cum este și fond de ten. În această gamă vi-l țineam și eu pe spate. Deci Prime and Hold Eyeshadow Base, bază pentru machiajul pioapelor, ceea ce știți că eu căutam. Haideți să vedem un pic, sunt curioasă chiar, să vedem un pic, așa se prezintă flaconașul, cam ce gramaj ar avea, 10 ml, dar este un tub suficient, ai mult timp pentru că nu pui foarte mult. Să vedem cam cum se prezintă el așa ca aspect. Și acum nu pot proba pe pioape, dar veți fi sigure că mâine îl voi proba. Deci este incolor, după câte observ eu. Este incolor. Acum să văd dacă nu se adună în pliul pioapei. Asta mă interesează. Ca și culoare este incolor. Deci nu are o culoare albă sau un bej mai închis sau o gălbuie cum este cea care am cumpărat-o din DM. Este incoloră. Toate că ar fi trebuit să aibă un pic de acoperire pentru a
neutraliza culorile pe pleoapă, aduce pleoapa la aceeași culoare și atunci dacă el este incolor și tot se văd dunguțele roșii, vinișoarele roșii de pe pleoape, nu știu cam cum, îl voi proba și voi vedea mai încet puțin, nu este incolor. Este incolor, eu așa îl văd. Voi vedea și mă voi lămuri. Acesta este pentru mine, de asta l-am desfăcut. Îl pun aici. Ce am mai luat? Au apărut niște măști noi la Ladies și am luat setul acesta format din 3 măști, ci că pentru ziua întâi, ziua a doua și ziua a treia, de folosit 3 zile la rând. Eu știu că măștile se folosesc una la 3 zile, cam de 2 ori pe săptămână o mască. Dar voi încerca, dacă așa spune că se folosesc zi după zi. Ele sunt și separat de cumpărat. Aici arată o banană, sunt măștile de citrice, văd. Avem lămâie, banană de fructe. Și haideți să desfac acest pachet. Sunt și separat de cumpărat aceste măști. Și la 8,88, parcă așa am văzut eu prețul. Deci acesta conține toate 3 măștile. Și una este de portocale. Acum trebuie să mă uit pe site să văd care este în prima zi, se folosește care este în a doua zi și care în a treia zi. Una este de portocale, are 20 de mililitri, dar are 20 de mililitri, dar ea este tip șervețel, arată și aici. De obicei, gramajul se pune la acestea care sunt tip gel sau tip cremă. Văd că a pus și aici gramajul. Ele sunt tip șervețel și așa le și simt în interior. Una este deci de portocale, una este de avocado, sheetmask, chiar scrie, da. Sunt șervețel, dar oricum mi-am dat seama când am pipăit. Și una este de banane. Oare scrie ceva pe ele? Mască cu lămâie, aceasta este cu lămâie, lemon, grapefruit, orange, aceasta este cică cu lămâie, grapefruit și portocală. Masca este concepută pentru a-ți face pielea să strălucească împrospătând-o instantaneu cu o doză generoasă de nu știu ce, de lămâie, grapefruit și portocală. Bucurați-vă pielea cu o lingură plină de strălucire energizantă, potrivit pentru tine, indiferent de tipul pielii tale. Mod de utilizare, aplicați pe pielea curată, lăsați să acționeze 10 minute, înlăturați și masați masca rămasă pe piele. Așa, și aceasta bănuiesc la fel este. Aceasta este cu avocado și kiwi. Și văd că mai este și un brocoli pe aici. Română, ia să vedem, avocado, kiwi și brocoli, da, și bănuiesc că tot la fel, deci prima dă strălucire, a doua, ia să vedem, a doua mască, este creată pentru a satura pielea cu substanțe nutritive, oferindu-i prospețime naturală,
prin intermediul unei doze generoase de avocado, brocoli și kiwi. Dăruiește-ți pielii o lingură plină de energie verde. Deci aceasta o energizează, aceasta o luminează, aceasta o energizează și a treia cu banană, a treia cu banană. Să vedem în română, cu banană și chia. Stați așa cum are cu fulgi de ovăz, banană și chia. Masca pentru față este concepută pentru saturarea pielii cu o hidratare bogată, confort și pentru a susține funcția de barieră a acesteia cu o doză generoasă de fulgi de ovăz, banană și chia. Dăruiește-ți pielii o lingură plină de energie verde. Potrivite pentru tine, indiferent de tipul pielii tale. Mod de utilizare, aplicați pe pielea curată, lăsați să acționeze 10 minute, deci toate 10 minute acționează, înlăturați și masați esența rămasă în piele. Deci cam așa se prezintă, v-am spus, ele sunt și separat de cumpărat, 8,88 parcă costă una, eu pe set am dat, nu mai știu cât, vreo 24, pentru că dacă le iei la set, ieși un pic mai ieftin decât dacă le lua separat, dar le-au făcut și separat, pentru că poate cineva vrea doar una singură, de un anumit tip. Oricum, aici spune că este în 3 pași. Este un set în 3 pași, în 3 zile, adică 3 zile la rând folosești câte una fiecare. Acum, așa, aici îmi spune ziua 1, aceea de lămâie, asta, în ziua 1 aceasta de lămâie, în ziua a doua aceasta de avocado, și în ziua a treia aceasta oatmeal. Deci așa din ele. Voi vedea care este treaba și dacă vor fi bune, le voi mai cumpăra, bineînțeles. Le pun înapoi în cutie. Chiar sunt curioasă. Deci măști să pui timp de 3 zile la rând, în fiecare zi, o zi după alta. Nu câte o mască la 3 zile. Așa. Deci pentru mine am luat această bază de ploape, acest set de 3 măști și un parfum din cele noi apărute. Sunt foarte multe parfumuri noi apărute, dar au apărut în gama Parfen. Dar unele dintre ele sunt tot cele vechi, dar într-o concentrație mai mare. Am impresia că este 23% concentrația, parcă. Ia să mă uit un pic aici. Și eu am luat parfumul acesta Passion. Pentru că unele dintre ele, v-am spus, sunt celelalte parfumuri, dar în gramaj de 50 de mililitri. Aceste situații au 50 de mililitri. Și acesta este unul floral. Am citit ingredientele și notele și acesta m-am orientat eu să-l cumpăr. Este un, deci se numește Passion și are codul 525 el. Haideți să-l desfac, zic. Vreau să mă uit la concentrație, dar 23% am reținut bine concentrația și să desfac cutiuța cu, să vedem cum arată sticluța și să simt cum miroase. N-am luat altul pentru că o parte dintre ele eu le mai am sub altă formă și în alt gramaj. Și acesta m-am gândit că nu îl am. Acum să vedem dacă nu este tot unul dintre cele existente, dar cu altă denumire sau dacă îmi voi putea da seama. Deci el vine în folie, așa se prezintă cutia, o cutie albă. 50 de mililitri are, codul 525,
Se numește Pasion. Pe el nu scrie, v-am spus că eu cam am o problemă pentru că nu scrie denumirea pe el. Tot trebuie să stai și uiți după coduri, dar oricum l-am cumpărat, să-l vedem cum este. 525 scrie și aici. Și așa arată sticla. De mililitri și este apă de parfum. Haideți să vă citesc un pic ingredientele lui. Notele, adică de pe site vi le citesc, bineînțeles. Deci este un parfum floral, după cum v-am spus, de asta l-am și ales pentru că mie îmi plac acestea florale. Și mai este și unul Psycho Passion, parcă așa, sau Psycho Passion. Dați un pic să văd exact cum se numește. Dar bineînțeles că nu. Da, ziceam că vă citesc notele, am mutat și am pierdut. Revin imediat. Am revenit, vă spuneam că mai este unul Hypnopassion, se cheamă, acela este și puțin oriental, dar despre acesta că pierdusem, eu nu știu cum în casă la mine, eu pierd, nu am conexiune la internet în toată casa. Și m-am dus mai încolo puțin să-mi prind internetul, să-mi aduc să vă citesc notele de pe site la acest parfum, deci Passion. Note de vârf are portocală, mandarină siciliană, bergamotă și iasomie. Ca note de inimă are floare de portocal și gardenie, iar ca note de bază lemn de santal, cedru, chihlimbar alb și mosc alb. V-am spus, concentrația este de 23%, așa arată sticla de parfum, cu un capac alb, lucios. Capacul stă bine, observ. Și acum să-l văd un pic, să dau un puf, să-l văd cum miroase. Dau un pic pe mână. Să văd dacă îmi place la prim puf. Vai, Doamne, dar deci nu mă așteptam. Vai, este superb, m-am orientat și nici nu-l mai am, să știți. Deci este superb. Chiar nu mă așteptam, deci vă recomand din suflet acest parfum. Deci chiar nu mă așteptam. Foarte frumos, foarte frumos și nu vorbesc aiurea. Vai, super frumos este. Și nu-l mai am, nu se mai regăsește în celelalte parfumuri mai vechi. V-am spus, acesta chiar eu cred că este un parfum nou. V-am spus că celelalte după denumire, mai sunt și în alte gramaje, 30 ml, 60 de ml, 65 și m-am gândit că au făcut la 50 de ml, dar sunt. Veți vedea dacă vă uitați pe site, după denumire le cunoașteți și după codurile cunoașteți că sunt aceleași parfumuri, dar în gramajul de 50 de ml, dar acesta nu este. Și miroase superb. Miroase superb, deci nu e adevărat. Chiar nu mă așteptam. Mă așteptam, am zis că poate îl mai am sub altă formă sau sub altă denumire, dar nu. Este superb, superb de la primul puf care îl dai. Deci vi-l recomand. Aceasta mă încurajează să comand și celălalt parfum care are un pic și o notă orientală, care v-am spus cum se numește. Tot uit. Hypno Passion se cheamă, acesta este Passion și celălalt Hypno Passion. La următoarea comandă îl voi comanda și pe celălalt, deci m-a dat pe spate acest parfum. Este floral, dar un miros foarte, foarte plăcut de la primul puf, deci chiar sunt impresionată.
Da, sunt mulțumită. De celelalte mai puțin. Să văd măștile cum sunt. Acesta, acum să văd, nu prea este incolor. Nu acoperă, cred, vinișoarele, adică să dea și culoarea aceea. Acesta este scopul unei baze de ploape, să acopere vinișoarele acelea roșii care le avem pe ploape, în primul rând. Și în al doilea rând, să ajute la blenduirea frumoasă a machiajului. Acum îl voi vedea și după cât el văd eu că este incolor, deci nu are o bază, foarte, foarte puțin parcă, dar nu, vedeți, se văd pe mână, n-ar trebui să se mai vadă nimic. Semnele de pe mână, așa se văd, ori el ar fi trebuit să acopere ca un fond de ten. Dar voi vedea acum la blenduit cum se aranjează la machiaj. Acesta deci este sub semnul întrebării. Măștile să le vedem cum vor fi, dar parfumul este extraordinar de frumos. Deci chiar, chiar foarte, foarte frumos și nu aduce cu niciunul din care l-am. Chiar mă bucur de el. Așa, deci de acesta sunt foarte mulțumită. Și cam acestea sunt produsele care le-am avut pe comandă. Acum știți cum este. Eu dacă n-aș fi avut comenzile pe care le-am, v-am arătat că acestea sunt comenzi, în afară de acestea, deci acestea sunt ale mele. Acestea trei, acestea sunt pe comandă. Și aș mai fi așteptat și aș fi pus o comandă mai mare, dar trebuie să livrez la cliente aceste produse și de aceea a fost comanda mai micuță un pic, pentru că nu pot să țin lumea să aștepte prea mult. Și ce mai am în cutie, catalogul îl mai am, bineînțeles, care este același, care vi l-am prezentat, să știți cu toatele. Și de asemenea o funguță. Și cutia este goală, nu cred că trebuie să vă mai arăt, pentru că mă credeți, mai dau acuși peste cameră și văd gâlții. Cam acestea sunt produsele care le-am cumpărat. Sper că vă place ce ați văzut. Oricum, parfumul trebuie, vi-l recomand. Trebuie să vă placă, deci nu mă așteptam chiar. Îmi place foarte mult. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne auzim în curând.